Târnați! Aoleu! Să dă sau să ia? Nu știu, pe aia întrebam și eu, adică... Nu știu ce să zic în geacă. Și se bază și eu îl cheamă, na, ce vrei și tu? O, Doamne, grei să crezi. Bun, afară de faptul că am aici un tuflu de picioare și de umbre și de din astea, e ce? Dimineața! Dimineața! E o plăcere pe o vreme ca asta să vii la vreo. Dacă ar fi mai cald, v-am dat soare. Dacă ar fi puțin mai cald. Oana. Aici suntem. Stai să nu... Bravo, bine. La dimineața. O, Doamne, păcat zic. 234. Elem. Am votat pentru continuitate în reprezentarea României cu cinste, cu demnitate, cu credibilitate, cu competență, cu înțelepciune și cu loialitate, bineînțeles. Ce așteptări aveți personal de la viitorul președinte? Aștept să văd un președinte, așa cum am mai văzut, care înțelege ce înseamnă stat de drept, care asigură României un statut de credibilitate în plan internațional, alături de partenerii noștri din Uniunea Europeană, din NATO, partenerii strategici, în primul și în primul rând, președinte preocupat ca în interiorul țării lucrurile să meargă bine, desigur preocupat în limitele prerogativelor constituționale.